Un nou seminar de consiliere și orientare în carieră, dedicat atât studenților cât și masteranților din cadrul Universității Spiru Haret, a avut loc astăzi în Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din strada Fabricii numărul 46G. Astfel, cursanții au fost instruiți cu privire la redactarea profesională a unui CV, cât și la modul de prezentare a propriei persoane în scrisoarea de intenție. În cadrul seminarului de astăzi, studenții și masteranții au avut ocazia să învețe tehnicile de prezentare a propriei experiențe în fața angajatorului. Atunci când te prezinți în fața unui angajator, trebuie să știi foarte bine cu cine ai de-a face. E prima condiție, să știi ce vrei, să știi să te prezinți pe tine și să știi cui te adresezi. Dacă nu știi să te adresezi, șansele se reduc, ajung către zero. Proiectul desfășurat de Universitatea Spiru Haret urmărește creșterea motivației și a nivelului de pregătire, cât și o mai bună implicare a studenților pentru situațiile concrete de la locul de muncă, în contextul de corelare a învățării cu piața muncii, dar și o mai scurtă tranziție de la școală la viața activă. Orientarea în carieră este o acțiune care a fost cândva începută în anii 70, a fost abandonată și a devenit mai puțin decât o formalitate, a devenit aproape nulă. Ea a fost revigorată prin acest proiect, POSDRU, și urmează treptat să ne integrăm și din acest punct de vedere în exigențele unui învățământ superior european. Proiectul Studenți Practicieni, Studenți Activi și Integrați este cofinanțat de Fondul Social European Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.